Moment istoric pentru fotbalul moldovenesc. Finala Cupei Moldovei se joacă pentru a treia oară pe un stadion din afara Chișinăului. Adică Nisporeniul este a treia arenă care găzduiește o finală ultima oară în urmă cu 10 ani. A fost ieri la conferința de presă Victor Mihailov, care a spus pe șleau: acest meci nu se va duce în prelungiri și nu va avea nevoie de penaltiuri. Balonul a ajuns la Musaki Abu. Să vedem o nouă minge trimisă. Cerhens, Tiraspoleni, mingea rămâne la Șerif, un șut pe lângă poartă. Cea mai mare ocazie până acum aparține formației lui albanezul Regi Lușchi. Albanezul așteaptă, intră spre centru, trimite un balon pe care îl deviază. Poate că și Victor Mihailov nu s-a așteptat la un acest sistem cu trei fundași centrale, în Gach, Smirnov și Litviakov, de aceea și ocaziile nu apar. Lușchi scoate bine pentru centrarea lui Pozo, trimite în fața porții și din prima și reia tot din prima Bruno Felipe, dar nu găsește cadrul porții. Iată, a doua oară când este pus în pericol Șerif Tiraspol. Posibilitatea de contraatac, Damașcan pasă în față și nu ajunge de puțin pentru a relua cu capul spre poartă. Iată, aici este liber jucătorul de la Șerif, însă obligat să se întoarcă mingea pentru Patrick Kpozo. Centrează pe jos, o reluare din prima. L-a blocat însă în gah pe Bruno Felipe, care se resimte. Poate că a simțit și crampoanele, o inaugurare de gală, putem spune, cu un asemenea eveniment. Finala Cupei Moldovei, minge de urmărire pentru Osipov, trage Alexandru Osipov, dar iese dintre buturi. Devierea lui Alexandru Suvorov, fără adresă. Frumoasă, poate primi acum Bruno și o face. Bruno are spațiu în față. În preajma sa, Adama Traore, Bruno se complică, intră spre centru și trage! Boxează Calancia. Foarte bun șutul lui Bruno Felipe Souza da Silva. Aceasta este faza despre care v-am vorbit încă din prima repriză, anume jucătorii care trebuie să facă diferența. Brazilianul s-a descurcat de minune. Fundașii Sfântului Gheorghe. Greșește, însă copilărește acum Osipov, posibilitatea de contraatac. Iată o acțiune rapidă, Adama Traore poate intra în careu. Adama Traore întârzie însă și caută un coechipier. Rea cu capul Bruno Felipe, însă pe lângă poartă. Bruno Felipe caută un coechipier, îl găsește în cele din urmă pe Badolo, Pozo. Centrarea din prima, balon deviat. Mingea rămâne în careul și este gol! Șut din vole! Gol Șerif Tiraspol! Regi Luștia pare să încheie această finală. Șut la vinclu imparabil al lui Regi Luștia și Nicolae Calanci. O singură execuție excelentă din partea lui Regi Luștia, care și-a dat jos tricoul, iar colegii săi de pe banca de rezervă au sprintat pe teren pentru a se bucura împreună. Iată centrarea deviată, balon scos dintr-un buchet de jucători și voleul necruțător al lui Regi Lușchia cu exteriorul aproape de vinclu porții apărate de Nicolae Calancia și este 1-0 în final de meci, în prelungiri, se pentru duc a toți. Se salva de la înfrângere. Balon trimis în avamposturi, Solodovnikov luptă, posibilitatea de șut acum în gah, ezită, trage în gah, încă o dată Ghecev, șut pe lângă poartă! Dramatic acest final și electrizant! Final în apoteoză a unei partide destul de sărace în ocazii de gol. Nu mai e timp pentru nicio acțiune. Fluier final al lui Igor Boșca, arbitru central al acestei partide. Șerif Tiraspol câștigă în prelungiri cu 1-0 în fața meritoasei totuși formații surucenene Sfântul Gheorghe. S-au prăbușit elevii lui Stanislav Luca pe gazon după acest deznodământ pentru ei aproape uluitor. Golul marcat de Regi Lușchia stabilește noua deținătoare a Cupei Moldovei.
au ținut în șah, putem spune, campioana națională. Doar în cele 5 minute de prelungire au luat un gol oarecum contrar. Atanasiadis accidentat, își primește și el medalia de aur, nu a jucat în ultimele meciuri, dar și Razaca Balor a dat dovadă de siguranță în meciurile de campionat și de cupă. Cupa Moldovei, urmând a fi înmânată nu lui Gustavo Dulanto Sanguinete, ci lui Adama Traore, probabil. Iată momentul, cupa ridicată de cei de la Sheriff Tiraspol și focurile de artificii de pe arena stadionul municipal din Isporeni. Mii de confeti în apropierea jucătorilor Tiraspole. Тяжёлая игра, понятно. Обе команды хотели выиграть, и больше была, скажем так, тактическая борьба на поле, то есть кто кого переиграет. И я счастлив, что нам удалось это сделать. Мы добились очередного трофея, поэтому я благодарен и руководству нашей команды, и нашим ребятам-футболистам. Это их большая заслуга, наших болельщиков и, конечно же, тренерского штаба и администрации нашего клуба. Поэтому всем спасибо, молодцы все. Что хотите сказать вашим игрокам? Что молодцы, они герои. То есть у нас это заключительная игра в сезоне, скажем так, тяжелый сезон был, поэтому они выстояли. Понятно, что уже завтрашний день у нас уже отпуск, и тем не менее они настроились на игру и показали хороший футбол, я думаю, и добились результата. Они вот герои на сегодняшний день, молодцы. Спасибо. Ожидали, что победа будет на последних секундах матча? Мы до конца верили, и вы сами видели, что мы нагнетали до последней секунды, до свистка рефери, мы шли вперед, атаковали, и мы были уверены, что мы добьемся победы в основное время. Поэтому мы не готовились ни к пенальти, ни к чему, мы готовились выиграть в основное время. Мы могли это сделать и раньше, еще в первом тайме у нас были моменты, и во втором тайме, но тем не менее...